reglări de conturi în stil mafiot într-o parcare din capitală. Un tânăr de 26 de ani a ajuns la spital după ce a fost împușcat în picior de un individ cu care intrase în conflict. Un echipaj de patrulare care se afla în zonă a intervenit imediat. Agresorul a fost încătușat, iar victima transportată de urgență la spital. Pe cazul dat a fost pornit o cauză penală. Acum tânărul, care a efectuat împușcătura, riscă până la 7 ani de închisoare. Era puțin peste ora 19 atunci când în parcarea unui supermarket de pe strada Constantin Brâncuș a răsunat un foc de armă. În imediata apropiere se afla un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică. Inspectorul Oleg Ciuntu povestește cum împreună cu un coleg de-al său au intervenit prompt și au imobilizat agresorul în 2 timp și 3 mișcări. Noi ne-am apropiat din partea străzii Brâncuș, pistolul ținem în mână stângă, în mână dreaptă, fost imobilizat mână, dus la perete, armă aruncată, dezbătută jos, pus la fereastră, încătușat, persoana pătimită se afla jos aici la pământ, într-o jumătate culcat, jumătate pe șezute, se ține de piciorul stâng, unde iar a rănit. Polițistul susține că a intervenit în forță, pentru că agresorul era înarmat, iar în parcare erau mai mulți oameni. Asta e serviciul nostru, nu ne-am gândit la nimic, ne-am gândit numai să-l imobilizăm, să nu se primească, să mai fie, era foarte multă lume în fața magazinului, orele de pic, când să nu se primească chiar o împușcătură neintenționată, pentru că să nu fie rănit alte persoane sau... Au pus rezistență ori nu? Practic nu prea au depus rezistență, pentru că în șoc. În șoc și el nu, vă spun că el nu s-a așteptat că poliția să fie chiar în câteva secunde la fața locului după efectuarea împușcăturii. După ce au încătușat agresorul, imediat au solicitat un echipaj medical. Potrivit polițiștilor, între cei doi s-ar fi iscat un conflict. Un conflict s-a început în incinta magazinului, Velmart. Pe urmă ei ieșit afară, unde au început să se îmbrâncească și la un moment persoana a scos armă și a efectuat o împușcătură în persoana cu care avea conflict. Pacientul imediat ce a fost adus la spital a fost operat. La moment starea lui este de gravitate medie, este conștient și stabil. Rămâne în continuare internat. Și rămâne în continuare internat în secția neurochirurgie. Suspectul în vârstă de 26 de ani a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta este cercetat penal pentru huliganism și riscă până la 7 ani de închisoare. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, la ora actuală în Republica Moldova, peste 65.000 de cetățeni dețin legal peste 77.000 de arme. În același timp, Inspectoratul General al Poliției vine cu recomandări pentru posesorii de arme. Între altele, acestora li se recomandă să se abțină de la folosirea armei atunci când nu există pericol real sau când acesta poate fi evitat. Totodată, posesorii de arme au și reguli de aplicare a armelor, pe care trebuie să le respecte cu strictețe. Titularii dreptului de a purta arma o pot aplica numai în tiruri de tragere autorizate, în condițiile legii sau în stare de legitimă apărare. Aplicarea armelor pentru autoapărare se efectuează numai atunci când există un pericol real, iminent, direct asupra vieții și sănătății posesorului de armă, iar acest pericol nu poate fi evitat pe alte căi. Persoana care a aplicat arma este obligată să acționeze imediat pentru a acorda primul ajutor și asistență medicală răniților. Totodată este obligată să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție. Acum câteva săptămâni la Hulercani, Criuleni, un tânăr în vârstă de 27 de ani și-ar fi omorât iubita din gelozie, după ce a efectuat în direcția ei și a prietenei acesteia mai multe împușcături dintr-o armă pe care o deținea legal. Iubita acestuia de numai 16 ani a decedat, iar prietena ei și ea minor a ajuns la spital. Suspectul a fost reținut, iar ulterior arestat. Acum el riscă închisoare de până la 20 de ani, ori detenție pe viață.